Ce faci, Cristina? Salut, Felix! Fac salut! Bine! Salut! Nu mă lovi! Scuze din greșeală! Nu mă lovi! Salut! Noi suntem Cocoli și bine ați venit la Minecraft! Apăsați butonul de Cocoli ca să facem aici orășelul nostru din Minecraft cât mai șmeche. Ce facem azi? Nu știu, dar vecinii noștri lucrează. Ei, da. Puteți auzi? Îți scot ceara din ureche cu bărmașina, să nu faceți asta, că ia multă ceară. De dimineață s-au pus pe lucru. Astăzi o să facem pizzeria din Minecraft. Apropo, dacă știți în Cluj o pizza bună, ziceți-mi, scrieți în comentarii. Pizza bună este acolo, pentru că am fost la Pizza Hut, are gust de bă. Noi tot v-am rugat, dar vrem să ne lăsați mai multe idei, mai multe comentarii. Are gust foarte rău. Ok, aici mă face... Astăzi o să facem o pizzerie. Ne facem raiul. Cui place pizza? Rai. Câte like-uri poate să adune o pizza pe acest chiar, video? Sunt foarte curios dacă aveți suflet. Că pizza chiar înseamnă deci, suflet. Deci dacă nu dați like, înseamnă că nu aveți suflet. Ce electricitatea, ce altele. Cei care au inventat pizza au avut, într-adevăr, au fost inovatori, inventivi. Ok, deci facem o pizzerie în stil italienesc. Oh. Da, Felix? Ah. Ok, noi ne-am gândit să o punem aici ca să fie super aproape de piscină. Eu mă gândesc să distrug aici puțin. Hai, e farfecă. N-am. Îmi place să distrug fără foarfecă. Am distrus fără foarfecă. Okay. Știți ca de la piscină, cu se face poftă de pizza, da. Să vină până aici așa. Păi distruge ca să văd ce parte acolo. Da, am distrus, gata. Și asta lași aici, asta lași așa. Mersi. Cu plăcere, cam atâta. Păi ți-am dat foarfeca. Atâta, Feli, lasă. Mie nu-mi place cu foarfeca. Bun. O să punem pizzeria undeva aici, nu? O facem așa cu terasă, șmecher. Da, cam de aici să încep, nu să fie lat în interior, nu să fie prea mare interior. Felix, ai grijă că te înțepi. Va trebui data viitoare să o facem și în interior. Astăzi o să facem doar exteriorul. Bun, și cât vrei în exterior? Păi cât să am o terasă, știi cum e. Păi cât este terasă? Arată terasă de aici de la tine, cât deci vrei. De aici așa, până pe aici. Okay. Deci de aici începe pizzeria, da? Bine, am spațiu oare să-mi pun eu. Stai că eu vreau să măsor pun așa și după aceea o măsor. Mamă, deci ce bine o să fie pizzeria noastră. Oare se aude tare cum lucrează vecinii noștri? Dar nu băgăm în seamă, gamele adevărat nu băgăm în seamă, țipă mai tare și noi. Așa. Ok, eu ce fac, Felix? Eu mă pun să pun pe jos andesit dintr-o ăsta. Nu? Poți să pui colpul negru. Nu pui colpul negru. Ba da, da, deocamdată vreau să fac așa, uite aici. Ai lopată, nu? Am lopată, dar ăsta cred că cu târnă copul. Da, da așa, deci fac așa puțin cu târnă copul. Să vedem cum putem să facem ca să arate bine. Să mă gândesc, să număr aici. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bun, zice, okay. Zici. Eu pun aici o alee, nu? Și după aia o să facem ca să sătucul ăsta nostru să aibă alei frumoase, să meargă lumea. Da. Ia uitați, mamă, deci ce fac aici aravagii, ia uite și tu. Vine pe aici, așa, da. Încep din partea asta. Ok, să vedem. Deci Felix face, să pui și geam? Vrei să te ajut, Felix? Îl pui tu după ce fac vrei aici. Vrei să-l pun eu? Vrei geam mare lat? Vreau un geam așa, să se vadă că în interior sunt clienți, știi cum e. Să facem impresie bună. Vreau ceva de 3, cred că. Ia. Ce fain arată! De 3x2 sau vrei 3x3? Bun așa? E bun așa. Nu fi prea înalt. Cred că e bun. Deci facem o pizzerie aici impozantă. Ok. Eu mă termin aici cu aleea. Da. Să-mi zici dacă fac bine, Felix. Știi? Uite, fac așa alee. Okay. Nu? Să nu pui și andezit în alea de aici, așa că e scump andezitul. Nu, pun doar pe deasupra. Așa. Doar o din greșeală, dacă pun. Deci pun așa pe deasupra. Nu contează dacă pe dedesubt sunt gropi. Absolut, absolut. Știi cum? Că doar... Na. Și imediat vin ca să... Eu mă ocup de terasă. Da? Deci Felix construiește exteriorul și eu mă ocup de terasă. Ok. Ce bine arată. Știu, deci abia aștept să mâncăm pizza aici, Felix, de la pizzeria noastră din Minecraft. Cred că o să fie cea mai bună pizza. Care este pizza voastră preferată? Chiar. A mea este margherita. Pizza mea preferată? Margherita, dar să conțină și ciuperci. Eu vreau să zic... Porcini, margherita cu porcini. Poți să zici. Toate plac fără carne. Deci da. eu am mâncat cu ananas, am mâncat cu toate brânzeturile, toate vegetarianurile, toate astea, toate cu ciupercile, sunt bune. Adică dacă apreciezi ce apreciază până la cap, adică numai că aia de la nu a făcut una care am mâncat-o. Ok, eu acum am terminat aici aleea, așa că vin cu târnăcopul meu și fac aici găuri, Felix, să nu te sperii, că vreau să fac cumva, mă gândeam așa în alb și negru, să pară așa mai clasic, voi ce ziceți? Sau alb și negru facem doar în interior? Nu, fai cum vrei tu.
Hai să facem așa să fie cât mai, cât mai șmecher. Da, să fie șmecher. Eu cred că vecinii lucrează și ei tot în Minecraft. Cred și eu. Cu târnăcopul de Minecraft. Avem niște vecini care nu știm ce tot construiesc atâta. Dacă aveți idee la ce se folosește bormașina aia, să ne ziceți, pentru că ăștia o folosesc cam des. Nu, i-am zis, unii oameni folosesc această bormașină pentru a scăpa de ceara din ureche, de excesul de ceara din ureche. Eu asta am singura explicație. Cred că așa și vecinii. E singura explicație. Ok. Hai, punem așa pe zid. Așa, perfect. Mamă, dar ce pizzerie înaltă face, Felix. E foarte important ca asta să pizza multă. Deci dacă pizzeria este înaltă, se face pizza multă. Da, e foarte important asta, se iasă pizza multă. Se tu mă vezi de acolo de sus cum eu lucrez ca o cu adevărată muncitoare? Am pus-o pe sus. Tu muncești din când în când acolo? Cum adică din când în când, Felix? Ia uite și tu, ce ziceți, vă place așa? Oh, ok, arată bine. Arată bine, nu? De-aia ți-am dat lâna ei cu foarfeca. De-aia ți-am dat aia acolo. Ce fac aici, frate? Fac greșit. Imediat, las că o iau eu până într-un final, o iau cu farfeca. Okay. Ce s-a întâmplat? Ai căzut cumva? Am sărit. Ai sărit ca un adevărat gamer. E diferență. Ok. Abia aștept să fie gata aici și să ne ziceți dacă aveți idee cum să punem aici pizza ca să se bucure și villagerii de pizza. Opa! Ce-ai făcut, Felix? Ai furat aici ceva? Aici ce facem? Să mai fac și aici un... mai pun geam și aici? Da, unde? Aici, așa, unde căl asta? Nu, acolo probabil o să punem un semn și o să scriem în pizzeria Cocolix. Ah. Nu? Eu zic că arată destul de bine. Ok, pizzeria Cocolix. Bun, ok, partea asta e bună. Partea asta e bună, aici am metod un zid. Și dacă aveți idee aici prin interior, cum să facem, adică mese de mai multe persoane cu mese de două persoane, știți voi să ne ziceți așa. Să pui și aici că după aceea trebuie să pui ușile și dacă nu pui, nu poți să pui ușile, știi? Din punct de vedere. A, imediat. Trebuie chiar acum? Nu, când pui ușile. Ok. Doamne, deci ce fain este. Deja simt gustul pizzei. Uite, aici eu aș veni la terasă, aș veni duminica și aș mânca o pizza și aș bea și un suc. Ne aglomerați duminica, vine și tu vinerea sau lunea. Păi da, dacă și ceilalți se gândesc așa că duminica e aglomerat, și de aia nu vin. Și ne trezim toți că venim luni. Da, ați mai pățit așa? Eu am pățit. Ia uite, știu ce bine arată! Pizza este ceva diferit. Pizza este... o minunăție a naturii. Dacă pizza este făcută bună, deci gândește că toți pictorii ăștia, cum au fost Da Vinci și alții, ei ori mânca pizza când o picta, deci n-ai cum să faci singur. Îți dai seama! Deci n-ai cum, deci... Felix are logică. Da, dacă nu mâncau pizza, le ieșea o caricatură, de aia... Nu mai erau maestri. Trebuie să mănânci pizza. Ia uite și tu. Wow, ia uite, eu mi-am terminat aici terasa în față, poți să vii să vezi ce fain am făcut. Fain. Nu? Chiar destul de fain. Și să mă gândesc aici, să pun niște măsuțe. Stai puțin. Pune astea. Ce mi-ai dat? Pune ușile. Felix, să pun ușile. Pune ușile. Ai încredere în mine, Felix, să pun uși? Cred că o să fac o treabă bună. Și ia pune-și geamurile. Hai, pune-le tu. Mersi. Super. Uhu! Și pune-și geamurile. Unde sunt? Unde mi le-ai dat? Că nu le văd. Le-ai luat deja. Le-am luat deja? Da. Ok, deci Felix are încredere în mine să pun și geamurile. Păi și aici, de ce nu pui și aici din ăsta așa? Ce ai făcut aici? Păi n-am terminat. Tu crezi că așa de repede să construiești o pizzerie? Da, chiar așa cred. Păi ia, ai grijă. Pisina, hai la Nani. Imediat stai să pun aici ultima bucată de sticlă. Nu pot chiar întuneric. Da, ia și tu un pat cu tine, că acuși dormim câteva minute și tu n-ai pat. Cred că am, Felix, cred că am. Ia să dai. Posibil să am, dar am un pat galben. Hai, ok. Felix nu mă credea. Nani, trebuie să facem Nani. Gata, eu dorm în față la pizzerie, ești tu la fel? În lateral, unde mirosul mai proaspăt. Știi ce, eu dorm aici unde va fi terasa. Toată lumea vrea să stea la terasă când e vara. Miros proaspăt. Miros a pizza. Hai să văd. Poate fac una mai bine. Știi ce eu zic? Cei care vor sta la căsuța din copac, adică noi doi, da. Când ne e poftă de pizza, să zburăm direct din căsuța din copac pe apa aia, pe cascadă. Ia uite-te în sus. Nu, aici dorm. Tu dormi aici? Uite-te, de acolo de sus, știi? Când se foame, faci da. Direct în pizzerie. Nu, acolo dorm, că n-are rost. Adică dacă faci o treabă, să faci o treabă bună și... să fiu la curent cu tot ce pizza. Să vezi meniul direct de acolo trebuie de sus. Trebuie să știu. Acum în spate câte geamgiuri vrei? Unde mai vrei geam? Uite, pune aici un geam. Felix, eu zic că spatele să-l lași, că nu știu exact. E posibil să fie cam mică. Știi? S-ar putea să trebuiască să o faci puțin mai lată. Păi, uite și aici ce. N-ai, uite aici, ai un cuptor, aici câteva chestii. Și mi-ajunge să pun câteva mese. În interior? Da. Știi cum? Pentru cine cu e frig să stea în interior.
Să punem și câteva mese în interior. Atunci fac altcumva. Ia fac zi. Chestia de bucătărie aici mică și o măresc pasta din spate. Știi? Mai mare. Da. Deci în partea stângă este bucătăria. Dar da. Așa să se vadă, știi cum e deschis? Ca să vadă clientul când îi se face. Da, femeie. Ca să zic că uite aici se face pizza bună dintre aia pe vatră. Eu pot zic, că am prins în Italia și pizza bună și pizza ghetto, cum îi zic eu. Da, arsă, nu mai mâncați ars. Arsă, aia era problema, că era arsă. Să știți că am mâncat și o pizza exagerat de bună și în Timișoara, neașteptat de bună. Nu vă zic unde. Nu vă zic unde. Dar în Cluj deocamdată nu am apucat vreo pizza bună. Ziceți-mi ca să mănânc pizza bună, că până acum numai la asta mă gândesc. Ok, eu mă pun acum să fac mesele, că tot am zis. Am terminat cu terasa. Un vilager aici văd că se plimbă pe lângă noi. Ai vrea și el pizza, dar na. Vrea și el, nu? Deocamdată zic că e scump. Deocamdată încă n-avem meniu, știi cum e. Așa. Oare am aici ceva să pun? Ce cauți? Slab, ceva să pun măsuță. Sau n-am, trebuie să mă duc să caut, nu știu. N-ai slab? Nu, cred că am slab, Felix. Nu știu exact cum să fac măsuța. Știi, uite. Pun un frame? Se poate pune măsuță nu, din frame? Nu, stai puțin, nu ai nici slab și nu ai nici am, trapdoor. Da, n-am. Ai, cred că găsim un... Uite, am trapdoor. Ia-le. Ok, mersi. Stai să văd unde mi le-ai aruncat, că eu nu mă pot concentra. Așa. Cu direcția. Știți că nu le-am cu direcția. Ok. Să văd aici unde pun eu... Să nu-ți facem și un acoperiș, Felix, dintre ăla în steagul italienesc cu alb, verde și roșu, da? Hă? Păi nu, ca să se simtă atmosfera de... în interior? Nu, mă gândeam să pun geamul puțin mai jos ca să se vadă. Știi? Da. Că e prea sus. În interior să pun geamul puțin mai jos ca să ca vadă. Să atragem clienții, să vadă lumea cum se mănâncă pizza. Dar e fain aici cu soclul ăsta. E fain, dar dacă este soclul ăsta, din interior nu o să vadă pizza. Sau vrei să vadă în exterior? Da, deci să aibă soclul și pe deasupra pui direct geamul, știi? Nu, fără dintre aia albă. Deci fără dintre aia albă, pui direct... Bine. Așa, aia albă e doar de fațadă, nu știi cum e. Ia să văd aici cum pot eu să fac măsuță. Bă, vecinii ăștia cred că vor și ei să mănânce pizza. Deci facem mese de două persoane ca să fie romantic? Nu de romantic facem, nu de alte motive. De economie? Nu mai facem lucruri de romantic. Nu mai facem de romantic. Am o întrebare, îți plac? Îți plac geamurile așa? Ia, da, sunt frumoase. Sunt faine? Da, poți să le faci... Una mai mare? Poți să le faci de 3 lungi. Da, așa? Da. Oh, e perfect, okay. E perfect. Ok, bun, așa? Da, și după aceea pui câte un stâlp și iarăși un geam. Da, nu? Da. Bă, bine. Ce design facem noi aici! Bine, hai că facem. Place? Zici că ăsta verde trebuie neapărat cu... Primul mesaj. A primit mesaj, Phoenix? Primul mesaj. Felix a primit un mesaj, oare ce mesaj a primit Felix? Probabil de la ei m-am comandat o chestie. Cred că ți-au zis ăștia că s-a făcut pizza. Nu mai zic din asta, Cristina, că eu nu mâncam pizza și știi cum este. Că nu mânci pizza și te gândesc la pizza. Avem o poftă de pizza, de nu vă puteți închipui. Bun! Ok. Ai făcut, wow, ha? Wow, my God, și bloc. Eu am făcut super fain aici, nu? La mine? Da, eu am făcut puțin mai fain decât tine, adică nu știu ce ai făcut. Oh, dar și eu am făcut fain. Cristina, dar ai făcut fain, nu zic, ai făcut foarte fain, dar eu am făcut mai fain. Știi? Eu am făcut aici cu grese, ce știi tu? Bă, voi până la iarnă o să vă scăldați. Ia uite și tu. Mamă, deci se simte atmosfera. Aici cred că o să pun o măsuță de doar două persoane, așa să fie romantism. Mă las-mă cu romantismul, să fie pizza, pizza-i viața. A, pizza sau piții? Fără piții, la pizza. Fără piții, la pizza? Da, ce frumos! Aici fac și de 4 persoane. Așa, ce fain iese, super. Ok, să-mi zici dacă fac bine, Felix. Dacă ai vreo idee, ia-te. Ornamentezi cum vrei tu, partea ta asta. Mea? Eu mă pun acum la alte lucruri, la interior, la bucătărie. Asta e important, ca să se pizza calitativă. E, faci acolo cu... Tu bai acolo față de masă. Faci acolo cu cuptor? Faci cu cuptor, Felix? O să fie altă dată cuptorul, nu acum. Data viitoare.
Cristina. Da, Felix. Îți ajunge spațiu interior. Ia, arată-mi-l. Dacă-l fac... E fain, e fain, e fain. Dacă-l fac așa, e camis sau e bun? Aici poți să pui mai până la stânga, nu? Adică și spațiul ăla de unde ai făcut acolo. Da, dar după aceea nu mai pot să pun. Dacă pun încă din asta, ar putea să nu mai am spațiu. Dacă pun încă din asta așa de 4, știi? Da. Să vedem. Ba, merge. Merge la fix. Merge la limită, e o diferență. Eu zic că merge la fix, Felix. Bun, ok. Te-ai descurcat? Eu, gamerul. Ok, întrebarea mea este, vrei aici geamă, dar vrei și în partea asta geamă să vadă scările sau numai? Aici va fi închis. Acolo nu, închis. Poate punem ceva pe perete, știi cum? Poate punem un tablou, ceva. Wow. Mamă, deci ce-mi place aici? Câți dintre voi mănâncă pizza cel puțin o dată pe săptămână? Ca să-mi fie invidie? Bine, acum nu zic că e sănătos să mănânci atât de des pizza, dar e foarte bună la gust. Okay, dar n-are cum să treacă o lună să nu mănânci pizza, că până la urmă ești om, nu ești cangur. Da, kangaroo. Nouă ne este foarte poftă de pizza, n-am mai mâncat de mult timp. Eu am mâncat că o pizza în două luni, adică mă gândesc la sănătatea mea, trebuie să fac ceva, deci situația se îngroașă. Se îngroașă gluma, Felix. Eu aici nu știu exact cum le poziționez, știi? Cum adică ce nu știi? Dar de ce ai lipit-o de asta? Am crezut că pe aici pui iarbă sau ceva. Bine, da. Am făcut greșit. Pune prima oară iarba și toate cele frumoase, da? Și după aceea pui stonelele. Ah, ok, așa facem. Da, că așa se face. Bine. Te-ai făcut design. Am făcut design, Felix, dar n-am făcut design dintre ăsta. N-ai făcut design de pizza? N-am făcut design de singurul design care contează. N-am fost la facultate de design de pizza. Ăla e singurul design care contează, celelalte sunt așa. Nu sunt atât de necesare. Nu sunt așa de necesare. Nu. Și cât de mult verde vrei să pun? Cât de mult vrei tu? Pun și așa aici? Da, eu... În spate, dacă vrei tu. Nu cred că punem așa. Cred că am puțină nevoie și de tine, știi cum e? Eu am pus verde. Am terminat-o cu verdele. Acum am pus să pun măsuța. Am trecut la coperiș. Nu mă pun să pun măsuța. Au! Ce, Felix? Ce fain este. Și next, așa, vezi? Uite, pun așa, da? Tu vezi acolo cum fac? Nu, nu văd, eu sunt departe. Unde ești? Cred că ești exact lângă mine. Nu, nu mă lovi! Că imediat fac masa! Uite-te! Wow, o ieși bine, uite, da. Uite, e fain? Da, o ieși și bine. Mai pun aici încă una și vedem exact cum facem. Câte persoane intră aici la terasă. Nu să fac niște slaburi. Aici fac la colț, știi, pentru cei mai care sunt așa mai rușinoși. Sunt oameni rușinoși care mâncă pizza? Da. Cum să mănânci pizza cu rușine? Pizza se mănâncă să te vadă că te murdărești. Da, dar sunt unii care când vin la restaurant sau la pizzerie vor să stea mai în colț, nu vor să stea chiar în față. Știi? Uite, am făcut așa cu două rânduri de mese ca să luăm mai mulți bani. Eu aș fi pus asta una mai în față ca să pui aici ghivecele de flori în spate. Vrei să pun ghivece de flori? Tu vrei să pui ghivecele de flori, de asta am zis. Bine, atunci hai că distrug. Dar nu știu ce ghivece de flori să am să pun. Păi uite-te și tu cum ai făcut înainte la ghivece de flori. Dar mai am? Fac cu trapdoor. Bine. Oare am pământ dintre ăsta să pun? No. Unde găsesc pământ? Hai să-mi dai niște pământ? Aruncă-mi de acolo, de pe acoperiș. Aruncă-mi. Mersi! Și Cristina, ce face? De fiată când vede în magazin o buruiană, zice, ce faină, vreau, e de rău trăvitoare, dă-mi-o! Și-o vrea. Păi da, dar plantuțele sunt extraordinar de frumoase. Da. Și ăla de plastic e scumpe, nu pot să iau plastic. Îi plac foarte mult din astea. Plantele, deci le ador. Ok. Așa facem. Eu încerc să fac ăsta, dar nu știu dacă mă pricep cu trapdoor, că s-ar putea tu să fi fost cel care le făceai să fac ghivecele, știi? Pune să vezi cum îți iese. Nu știu cum se închide. Se pare că mă descurc. Bravo, Cristina. Bă, ce fain! Dar acum sper să-ți și placă, știi cum? Sper să-ți placă cum am făcut aici. Eu mănânc în interior. Tu mănânci în interior, nu mănânci la terasă? Nu știu, mănânc la terasă. Bă! Să nu vină o musculiță, să nu începe pizza mea. În exterior se mai pumează. Și vreau să mănânc în interior. Plus că mă vine frigul acuș și eu vreau să pizza să rămână caldă. Felix, și atunci eu pentru cine fac terasa? Pentru vilageri? Nu știu, dar eu dorm aici pe pizzerie. Trebuie să facem nani? Dorm de vreme. Ce fain răsărit. Stai. Dacă aș fi și cu pizza în mână ar fi perfect. Stai să fac și eu acum nani, să mă pun la nani.
Gata, pe patul meu galben. Eu aștept că n-am ce să fac până când nu termin tu. Nani, nani. Deci, e fain? Gata, a venit dimineața. Bună dimineața! Bună, ne așteaptă nouă zi la lucru. Na, și acum, ce vrei să fac pe acoperiș deasupra? Se face așa un fel de... cu alb, verde și roșu. Nu știu exact care este tagul tale. Verde, roșu și alb sau... Habar n-am. Exact, fă-le din culorile astea trei. Alb. Cumva așa cu dungi. Alb, ce ai zis? Alb, verde și roșu. Verde și roșu. Cred că ăsta este tagul. Ok, și trebuie să faci o pizza. Da, oare poți să faci o pizza? Aha. Bine, dacă poți să faci pizza, ar fi super șmecher. Eu mă ocup de flori aici. Bun. Asta zici că e pizzerie dintre aia rustică. A făcut fain, Felix? Stai, că vine mi se văd de sus. Mi se vezi. Ce faci la gerle? Pizza acolo. Poate vrea să se angajeze, Felix. Știi, sunt unii care poate vor să se angajeze. Să fie el care face pizza. Ia uite pe Cristina cum bagă flori. Felix mă vede de acolo. Ce zici, mă pricep să fac aici ghivece? Cât de cât? Vezi, Felix, că faci mizerie, tu știi, e o grămadă de mizerie de acolo de la tine, cade. Da, e doar praf de cărămidă, e sănătate curată. Să nu cumva să-mi cadă aici în cap. Deci cum ai vrut, cu alb? Verde și roșu. Alb, verde. Știi? Alb, roșu. Alb, verde, alb, roșu. Așa vrei? Da. Păi uite la tine pe ecran. Dar nu știu, cred că da. A, ce fain arată. E superbă, Felix! Eu sunt inteligent. Este superb! Mamă, de ce aș veni aici să pap o pizza? Niam, 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 niam. Arată super! Eu zic că o să avem destui pizza. Clienți. Asta zic eu. Pizza ce culoare o fac? Galbenă? Galbenă, da. Dar poți face așa un triunghi. Fain. Dă-mi foarfeca. Vrei să-ți dau foarfeca? Dacă n-am alta. Și-mi țin numai ce trebuie acum să uite așa, foarfeca. Ține. Bun. Iau, așa. Și acum eu mă pot să pun mesuțele, nu? Da, eu după ce termin asta, nu prea știu ce mai fac. Tu, bază de pe măsuțe, eu... Exteriorul este aproape gata. Să înțeleg cum faci repede? Da. Uite, eu aici am pus mesuțe. Mesuțe? Mamă, și cute aici, e super, super cute. Eu zic că și Felix a făcut treabă bună, dar și eu am făcut treabă bună. Să-mi ziceți acolo, că și eu m-am descurcat. Nu? Mhm. Wow, ce terasă aici minunată. Dar cât se coste pizza, Cocolix? Ia ziceți acolo dacă aveți idee. Ce, că o să facem și meniu, știi? Și-s curioasă cât să cerem. Cât să coste pizza? Da, cât să coste pizza noastră aici. Băi, având în vedere că este bio, o să coste. Este bio, Felix? Da, ne merge pizza bio. Băi, aici n-am... Lipsește puțin spațiu. Asta pot să distrug cu orice, nu? Nu trebuie neapărat cu... Ce anume? Asta verde. Felix mă ceartă că eu distrug cu orice în loc să distrug cu foarfeca. Nu ai foarfeca, acum n-ai ce să faci. Ah, ce bine. Ok. Tu ce mai ai acolo de făcut, Felix, ca să arate bine? Păi pizza. Pizza? Mhm. Ah. Deci o faci de cașcaval și dintre aia alea să fie roșii sau ce o fi. Na, spune dacă ești mulțumită, că e deci gata. Deci eu să mă duc în exterior, aici afară? Da. Îmi spui dacă mai vrei să fac ceva la aia. Oh, ce bine arată! Îi mai trebuie ceva sau e perfectă? Arată super. Ia uite-te și tu. Cred că aici totuși ar trebui, înainte să ajungi la crustă, să mai pui încă una galbenă, știi? Ca să fie așa echilibru, bine. Să nu fie direct în crustă. Arată foarte, foarte delicios. Băi, la pizza, dă-mi mai multe ce să fac. Felix se pricepe la pizza ce-i trebuie. Îți dai seama. Doar trebuie cuptor și ingrediente bune. Wow. Mamă, ce cute am făcut aici! Așa. Îmi place super tare. Ia vezi acum dacă îți place cum arată. Imediat. Stai că eu am pus aici puțin spațiu verde. Cum arată pizza? Acum mă duc să văd Felix. Arată super duper bine! Arată cum de pizza, e mulțumită toată? Da! Și aici deasupra ușii trebuie să punem pizzeria Cocolix, știi cum da, e? Da. Ca să știe lumea. Wow. Deci îmi place super totul, e perfect. Așa, cred că o să avem destui clienți, eu zic. Dacă nu mâncăm noi pizza, deci oricum nu pierdem. Ok. Ce fac? Mai fac ceva acoperiș aici?
Da, mai pune încă un strat. Exact așa. Da. Pe egal, adică cu același. Da. Așa. Mamă, ce fain arată. Eu aici în față, sincer, nu știu exact ce să mai pun. Cred că mai pun aici niște gard verde. Stai puțin. Să vedem. Că am pus roșu, verde. Da. Roșu. A, le-am inversat. Le-ai inversat puțin? Da. Mamă. Așa. Cred că ar trebui să pun și aici. Ok. Eu m-am câte, ocupat cu terasa. Câte mai vrei? Mai fac una mai înaltă? Stai să văd de jos cum se vede. Cred că e bine atâta. Ia uite-te tu. Dar știi ce poți să-i faci? Mai pui și în lateral încă una. Ce? Încă una. Du-te mai în lateral cu încă una în plus. Acolo verde ar trebui. Așa vrei? Da, uite-te. N-arată mai bine așa. Uite-te. Arată mai bine, da. Eu acum cred că o să mai bag aici niște ghivece ca să impresionez lumea. Când vine la noi. Impresionează, Cristina. Să fie plin de ghivece, știi cum e. Impresionează. Să zic că, bă, am mâncat aici o pizza, am băut un suc, dar a fost și romantic. Ideea este să mai fac una așa, ia uite puțin. Da, poți să faci. Da. Dar nu mai mult de atâta. Da. Știi? Nu mai mult de atâta. Atâta cred că ar trebui să fie maximul. Arată prea bine. Deci eu m-am îndrăgostit de această pizzerie Cocolișilor. Eu vreau chiar să merg aici la pizzeria Cocolix din Minecraft. În sfârșit fac și ceva cu scop, ceva care contează în viață. Felix este foarte bucuros, deoarece el are impresia că chiar o să mănânce pizza dacă face aici. Da. Sunt foarte curioasă să văd care este pizza preferată a Cocolișilor. Să citesc acolo comentariile. Vreau să știu dacă vă place pizza. E foarte important să vă placă pizza. Dacă vrei să reușiți în viață, trebuie să vă placă pizza. Deci, lucruri care nu vă învață școală. Pizza este foarte importantă, pizza. Da, aia a făcută de casă și aia foarte, foarte bună. Dar dacă reușiți, aveți vreo rețetă foarte faină. Ați văzut că noi pe canalul meu am făcut pizza de casă și ne-a ieșit foarte tare. Dar n-am mai făcut în ultima vreme. O să repetăm. Va trebui neapărat să repetăm. Dar poate face și un video cândva. Eu am făcut o pizza cu făină integrală, fără gluten, super sănătoasă. Și avea gust așa de bun, avea gust a huba. Deci, Cristina a mâncat o bucată și a durut stomacul. Felix a făcut o pizza super, super faină, dar a făcut-o prea sănătoasă. A făcut-o din blat integral și eu am zis că până la urmă pizza nu e făcută să fie chiar super sănătoasă. Dar nu a plăcut deloc. Dar ce ai pus pe deasupra a fost incredibil. Știți cum a făcut? A făcut la cuptor toate legumele, mamă. Bine, la calitate nu mă întrece nimeni, dar... Da. Dar nu i-a plăcut la gust. Ia uite, ce zici? Oh my God, câte sunt. Am făcut frumos? Mhm. E ceva de comentat, de obiectat, de raportat? Uite. Hă? Ce zici? Arată totul super? Multe flori. Păi da. Că așa e la terasă când e vara. Așa e la terasă când e vara, Felix. Eu zic că e super bengos, nu? Aha. Uh-huh. Eu sunt foarte, foarte mândră de ce am realizat noi aici. Cum arată? E mai fain așa? Ia uite cum a făcut. Sau e prea ești în exterior? Nu, e prea. E prea. Doar cu una? Da. Și ia să văd dacă pot să pun ceva pe aici, niște lanterne dintre alea, pentru noapte, știi? Așa, să vă arată. Am pus aici una. Sau nu punem aici. Uite, așa mă arată. Uite ce fain am făcut acum, ca să fie așa ca și cum ca acoperiș. Da. Vezi? Aha, uh-huh. Și ai dus-o până în spate. Ce? Să fie așa drept. Nu te aud. Ai pus-o doar ca să se vadă la oameni? Dar n-ai tavanul, de aia n-ai putut să o duci, nu? Ce tavan? Acoperișul, tu l-ai făcut doar în față? Da. Și n-ai de gând să-l faci și în spate? Ce? Felix! E mult de lucru! Păi da, dar cândva va trebui să faci. E prea mult de lucru, Cristina, și mă gândesc la pizza. Cum, până în spate? Păi nu. Atunci va trebui să-l faci atunci când faci interiorul, știi? Nu. Prea mult de lucru, Cristina. Nu, uite, am făcut puțin lateralul. Lateralul, puțin ce lateralul. Se vede? Ce se vede, asta contează, nu? Da. Ia uite, Felix, eu aici am mai pus niște lanterne. Mamă. Uai, deci ce frumos. Ai oare să mai pun și aici? Da. Să mai pun și aici? Pentru client, știi cum e, să aibă lumină când stau la noi la terasă. Ce pune Cristina până lumina? Ia să văd cum ai făcut. De uite, să vin încoace să-mi zici dacă am făcut fain. Ai grijă să nu te lovești. Mamă, ce tare. Ia uite, am făcut super perfect? Mamă, da. Mamă,
nu știu câteodată să și data viitoare, cocolișilor, o să facem interiorul și o să facem un cuptor de lemn și mese acolo și o să angajăm un vilager. Să apăsați butonul de Cocolai, scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa!